O să vedeți în momentul în care o să edităm pe site-ul Ministerului Mediului bugetul administrației Fondului de Mediu, că avem și anul acesta bani în buget, atât pentru programul Rabla Clasic, care anul acesta se va afla la 15-a ediție, fiind cel mai longeviv program guvernamental, precum și programul Rabla Plus, acela prin care fiecare dintre noi și nu numai, și persoanele juridice, o să poată să-și achiziționeze o mașină nepoluantă, 100% electrică, a cărui ecobonus este tot în valoare de 10.000 de euro și anul acesta, și în același timp și ecobonusul de 4.500 de euro pentru achiziționarea unei mașini hibrid plug-in.